Legenda lui Dragoș Vodă, întemeierea Moldovei. Era odată un voievod pe nume Dragoș, care trăia în acea parte din România care se numește Maramureș. Era bun gospodar și cârmuitor de baci, dar și meșter vânător. Îi plăcea tare mult să vâneze zimbri, urși, cerbi, căprioare, mistreți și lupi. Legenda spune că, umblând el la vânătoare, a auzit că frații lui, românii de la răsărit de munții Carpați, de pe valea râurilor Siret și Prut, sufereau mult din pricină că îi jefuiau și ucideau tătarii. Aceștia erau pe atunci un neam de oameni care trăiau numai din războaie și din ceea ce luau de la alții. Se știa că nu întrecea nimeni la călărie. Năvăleau pe cai iuți ca vântul, loveau cu niște săbii curbate numite iatagane, iar săgețile repezite din arcurile lor țâșneau ca gândul și nimereau drept la țintă. Pe cap purtau căciuli mari din blană de oaie, iar de apărat se apărau cu scuturi rotunde din fier. Conducătorul tătarilor se numea Han, sau Han Tătar. Cu vitejii lui din Maramureș, Dragoș a trecut munții la răsărit ca să-i ajute în lupta cu tătarii. Prin munți, în calea lui Dragoș și a vitejilor săi, a ieșit un bour sau zimbru, mai mare ca un taur, cu coarne țepoase, cu grumaz gros, cu copite tari și cu părul lung negru, cu ochi holbați, fioroși, cu nări largi. Întâi l-a simțit că țelandra lui Dragoș, numită Molda, și, simțindu-l, a alergat după el, lătrând ascuțit. Dar, oricât de fioros era acel băur, Dragoș tot l-a ochit cu săgeata și l-a înțepat cu suliță. Rănită, plină de sânge, acea fiară a mai fugit încă mult prin pădurea cu arbori înalți. Ba, a trecut și un râu cu apă mare. Molda, după dânsa, gonea de răsputeri să o prindă. Dar râul fiind adânc și valurile lui repezi, biata cățelandră Molda s-a înnecat. Călări, Dragoș cu vitejii lui au trecut râul, au lovit zimbrul drept între coarne și în sfârșit l-au doborât. Foarte mult s-a bucurat Dragoș de această biruință, dar mult i-a părut rău de pierderea cățelandrei. În amintirea ei a numit acel râu Moldova. Apoi Dragoș a trecut încă mai departe și a ajutat pe românii din această parte a țării să-i alunge pe tătarii cei răufăcători. Când s-a întors din luptă, biruitor, românii l-au ales voievod și l-au poftit să conducă această parte din țară pe care au numit-o tot Moldova de la numele râului. Bătălia de la Codrii Cosminului. Legenda. După ce i-a cumințit pe tătari, pe turci și pe alți dușmani care cutezaseră a lovit țara, Ștefan Vodă avea liniște la hotare. Toți vecinii îi erau acum prieteni, așa că se odihnea tihnit în casa lui domnească din Suceava. Se bucura de belșugul țării și de pace. Dar iată că într-o zi, spre toamnă, vine o veste rea. Regele polonilor, numit Ian Albert, trece hotarul de la miază noapte cu oaste mare. Ștefan Vodă repede trimite sol înaintea lui pe logofotul Tăutu să-l întrebe: unde te duci cu astea, mărite rege? Iar acel rege, Ian Albert,
Răspunde cu glas mieros și cam prefăcut: Să mă bat și eu cu sultanul turcilor. Spune-i lui Ștefan Vodă să-mi dea voie a trece prin țara lui, că nimica nu o să-i stric și nicio pagubă nu o să-i fac. Atunci, logofotul Tăutu a zis cu dojană: Era mai bine, mărite rege, să cer voie de a trece hotarul, că aici nu-i țară pustie, ci țară românească, apărată de viteji. Așa a vorbit solul. Dar acel rege trufaș l-a pedepsit pe Tăutu, punându-l în lanțuri. Auzind de asemenea purtare, Ștefan Vodă s-a supărat foarte tare. Dacă n-ar fi îngânfat și ne-ar fi spus că vrea să se bată cu sultanul, îl ajutam și noi, bucuroși, că sultanul are de mult gând rău asupra noastră. Iar dacă ne-a arestat solul pe logofotul Tăutu, înseamnă că nu vine ca prieten asupra noastră. Deci du-te și tu, vornice Boldur, sol la Ian Albert și întreabă-l cum îți îngădui să treci prin Moldova așa ca prin țara nimănui? Cum decutezi să-mi arestezi solul când solia e un lucru sfânt? Te povățuim să te întorci în țara ta, că dacă vii cu gânduri mișele, ți l-am scoate noi din cap cu ascuțiși de spadă. Boldur s-a dus sol la Ian Albert, iar Ștefan Vodă a poruncit oștenilor să fie gata de luptă. Dar, în loc să asculte sfatul și să se întoarcă acasă ori să se ducă spre împărăția turcului, cum spusese, acel rege trufaș a înconjurat cetatea Sucevei și a început să o asalteze. De ce? Pentru că voia să-l alunge pe Ștefan Vodă și să pună stăpân în Moldova pe un frate al lui. Ticăloasă socoteală! Dar românii, în frunte cu Ștefan Vodă, s-au apărat bine în Suceava. După câteva săptămâni, regele Albert a văzut că pierde prea mulți soldați în luptă. Dar mai ales când a înțeles că oastea românilor îl împresoară, el s-a înspăimântat. A trimis vorbă lui Ștefan zicând: Mă întorc în țara mea dacă nu mă ataci pe drum. Nu vei fi atacat, a zis Ștefan, dacă jur că te vei întoarce tot pe drumul pe care ai venit. Să nu te abați niciun pas, să nu mai pustiești și alte părți ale țării. De voie, de nevoie, regele Ian Albert a jurat. De jurământ însă nu s-a ținut. A luat-o pe alt drum. Ba, a dat voie soldaților să facă jafuri și nelegiuiri mari, mari de tot. Așa ți-i vorba? A zis atunci Ștefan Vodă. Te învățăm noi minte, îngânfatule și călcătorule de jurăminte. Vornice Boldur, pedepsește-l cum te pricepi mai aspru. Lasă-l în seama mea, mărite voivoade, ceea ce-o păți cu nimeni n-o împărți. În vremea aceasta, regele Ian Albert se bucura că se apropie de hotar teafăr și cu pradă multă. Dar iată că, după ce a pătruns adânc într-o pădure numită Cotru Cosminului, stejarii, fagii și brazii cei înalți au prins a se prăbuși peste oastea lui ca un potop. Fiecare arbore prăbușit strivea zeci de oșteni de-ai năvălitorului. Cum se întâmpla minunea așa? De ce se prăbușeau copacii? Păi, încă dinainte de apropierea oștirii îngânfatului rege, ostașii români
tăiaseră tulpinele copacilor, dar nu de tot. Îi lăsaseră așa, numai înțățânați. Și când vornicul Boldur a dat semn de bucium, au ieșit din frunzare și au prăbușit toți copacii peste acei doritori de a prăda și cuceri țări străine. Vai, vai, ce mai prăpăd a fost acolo! Mii de ostași și de căpitani, de cei mai mari, au fost nimiciți de tulpini și de ramuri. Și s-a făcut o vărmășeală și o zăpăceală că nimeni nu-i mai dădea de cap. Mulți din cei scăpați cu viață au căzut prizonieri în mâinile românilor. Cu mare greutate, regele Ian Albert a scăpat cu fuga. Fugind ca un fricos, se vede că s-a tămăduit de încânfare. Ce facem cu prizonierii vornice, Boldur? A întrebat un capitan. Eu zic să-i pui la plug, să ari cu ei locul unde a fost codrul, să seamăn ghinde ca să crească la loc arborii doborâți din pricina lor. Capitanul a împlinit porunca vornicului Boldur. Pe locul arat de foștii oșteni ai regelui Ian Albert a crescut un stejăriș falnic, căruia oamenii au zis Dumbrava Roșie, în amintirea sângelui vărsat în bătălia de la Codrii Cosminului. Iacă așa a știut Ștefan Vodă și românii lui să pedepsească pe cei prădanici, pe cei îngânfați și călcători cuvântului dat. Moș Ion Roată și Cuza Vodă. Între țăranii fruntași care au luat parte, împreună cu boierii, cu episcopii și cu mitropolitul țării, la divanul ad hoc din Moldova în 1857, era și Moș Ion Roată, om cinstit și cuvincios, cum sunt mai toți țăranii români de pretutindeni. Numai atâta că Moș Ion Roată, după câte văzuse și după câte pățise el în viața sa, nu prea punea temei pe vorbele boierești și avea gâdilici la limbă, adică spunea omului verde în ochi, fie cine a fi, când îl scormonea ceva la inimă. Așa e țăranul, nu prea știe multe. Și Moș Ion Roată, fiind țăran, cum v-am spus, deși se învrednicise a fi acum printre boieri, nu avea ascunzători în sufletul său. În divanul ad hoc din Moldova erau boieri de toată mâna, și mai mari și mai mici, și mai bătrâni și mai tineri, și mai învățați și mai neînvățați, cum îi apucase timpul. Între aceștia din urmă erau de-al de bătrânul Alecu Forescu, Poreclișii Tololoiu, Grigore Cuza și alți câțiva de-al de aceștia care, ținându-se de obiceiurile strămoșești, în toate sărbătorile ascultau cu evlavie slujba bisericească de la început până la sfârșit, cântând și citind la strană de-a valma cu dascălii și preoții bisericii. Iar la zile mari, ca să le tignească veselia, împărțeau bucățica de pâine cu orfanii, cu văduvele și cu alți nevoiași, cum apucară din părinți. Dar să ne întoarcem iar la divanul ad hoc. Aici, ca în toate adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă și era firesc să se facă, fiind în luptă timpul de față
cu cel din trecut, pentru cea mai dreaptă cauză a neamului românesc, unirea, sfânta unire. Boierii cei mai tineri, crescuți de mici în străinătate, numai cu franțuzească și nemțească, erau cârtitori asupra trecutului și cei mai guralivi totodată. Vorba, portul și apucăturile bătrânești nu le mai veneau la socoteală. Și din această pricină, unii, în aprinderea lor, numeau pe cei bătrâni rugini învechite, izlicari, strigoi și câte le mai venea în minte, după cum le era și creșterea. Nu-i vorbă că și nătângia unor bătrâni era mare. Uneori, când se mânâiau, dădeau și ei tinerilor câte un ibrișin pe la nas, numindu-i bonjuriști, duielgii, pantalonari, oameni sminteți la minte și ciocoi înfumurați, lepădați de lege, stricători de limbă și de obiceiuri. În așa împoceșare de idei se aflau boierii bătrâni cu tineretul din divanul ad hoc al Moldovei, cu toate că și unii și alții erau pentru unire. Într-una din zile, cum vorbea frumos un boier dintre cei tineri, ia ca și Moș Ion Roată sare cu gura. Aveți bunătate de vorbiți mai moldovenește, cu coane, să ne dumerim și noi, căci eu unul, drept vă spun, că nu pricep nimica, păcatele mele. Un oarecare boier întâmpină atunci pe Moș Ion Roată, zicându-i cu glas poruncitor și răutăcios: dar ce nevoie mare este să înțelegi tu, mojicule? Tacă-ți luarba dacă ai venit aici, că apoi întoarce ne vom noi acasă și helbet, nu ți-a luat nimeni din spate ce știu eu. Auzi o prăznicie, tu cu 80.000 de fălci de moșie și el un ghiolan cu un petic de pământ și uite ce gură face alături de mine. Moș Ion Roată, simțindu-se lovit până în suflet, răspunde atunci cu glas plângător: dar bine, cu coane, dacă nu v-a fost cu plăcere să pricepem și noi câte ceva din cele ce spuneți dumneavoastră, de ce ne-ați mai adus aici? Să vă bate joc de noi? Ei, cucoane, cucoane, puternic ești, megie și mești, ca răzesc ce mă găsesc. Și știu bine că n-are să-mi fie moale când mă întoarce acasă, unde mă așteaptă nevoile. Dar să nu vă fie cu supărare, ia palmele aceste țărănești ale noastre, străpunse de pălămide și pline de bătături, cum le vedeți, vă țin pe dumneavoastră de atât amar de vreme, și vă fac să huzuriți de bine. Și mai mult decât atâta, orice venetic în țara asta este oproșit de dumneavoastră și îl priviți cu nepăsare cum ne suge sângele și tăceți și îl îmbrățișați. Numai noi, vite de muncă, vă suntem dragi ca sarea în ochi. Din mojici, din ghiorlan și din dobitoci nu ne mai scoateți. Dumnezeu să ne ierte și să ne iertați și dumneavoastră, cucoane, dar cu adevărat așa este. V-ați desprins a lua focul totdeauna cu mâinile noastre cele mojicești și tot noi cei horopsiți. Sfânt să-ți fie rostul, Moș Ioane, că ai vorbit din durere, răspunse atunci cuconul Alecu Forescu. Și sunt fericit că stai alături de mine. Decât un bonjurist cu o mână de învățătură, mai bine un țăran cu un car de minte. La aceste vorbe, mulți dintre boieri s-au simțit atinși. Cel cu pricina a rămas ca opărit. Iar colonelul Alexandru Ioan Cuza a dat mâna prietenește cu Moș Ion Roată.
În sfârșit, după multe dezbateri furtunoase, urmate în divanul ad hoc, s-a încuvințat unirea și apoi deputații s-au întors fiecare pe la vetrele lor. Peste câțiva ani după aceasta, trecând cu zavod despre București, a poposit la Giud, unde l-a întâmpinat o mulțime de lume, ca pe un domnitor. Printre lumea ce se înghesuia, cu treabă, fără treabă, Iaca se zărește o hârtie fâlfâind pe deasupra capetelor mulțimii, în vârful unei prăjini. Cu zavodă, înțelegând că trebuie să fie vreun suflet necăjit, face semn să-i se deschidă calea. Și, când colo, un țăran bătrân cade în genunchi dinaintea domnitorului, sărutându-i mâna, cu lacrimile în ochi și dându-i o hârtie scrisă pe toate fețele. He-he, moșul în roată, prietenul și tovarășul meu cel vechi, din divanul ad hoc, lucru negândit. Ridică-te, moș Ioane, și spune-mi, fără sfială, ce durere ai? Ți-a făcut cineva vreun neajuns? Moșul în roată, văzând că după atâția ani de zile nu l-a uitat colonelul Alexandru Cuza și că l-a primit cu atâta bunătate, a început a plânge cu hohot și a-l ruga să citească hârtia. Vodă, fiind gata de plecare și văzând că hârtia lui Moș Roată cuprinde multă polologie, zise cu blândețe: spune, Moș Ioane, din gură ce ai de spus, că mai bine am să înțeleg. Atunci Moș Roată, venindu-și în fire, începe a se jelui cum urmează: luminarea voastră, de când cu păcatul cel de ad hoc, n-am mai avut zi bună cu megieșul meu cel puternic, stăpânul unei moșii foarte mari, pe care îl cunoști, măria ta. N-am gândit, nenorocitul de mine, că dumnealui, un boier așa de mare, putre de bogat și cu învățătură, să-și pună mintea cu unul ca mine, de la niște vorbe nesocotite ce le-am zis și eu atunci într-un necaz. Numai Dumnezeu să-i dea sănătate și bine, dar amarnic m-a lovit în avere și în cinste. Crede, măria ta, că nici eu n-am fost așa de sec între cei de seamă cu mine. Dar de cum am ajuns acasă, goană și prigoană pe capul meu din partea boierului în tot felul. Întâi și întâi a pus în adins pe feciorii boierești să-mi caute pricină și să mă aducă la sapă de lemn. Și aceștia, ca oameni fără judecată și pismași, făceau toate chipurile satanicești sau ei de-a dreptul sau prin alții cum să dea vitișoarele mele măcar de un pas pe moșia boierească. Și apoi, sub cuvânt că au făcut stricăciune, să mi le poată ucide fără nicio cruțare. Și astăzi împușcă-i porcii, mâine vacile și boii, poi mâine căișorii. În altă zi iei oile dinapoi cu grămada și du-le la curte. Îți poți închipui, măria ta, ce urgie grozavă era pe capul meu. Văzând eu de la o vreme că nu mai încetează cu jafurile, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la boier să mă jeluiesc. Și boierul, în loc de un cuvânt bun, m-a scuipat drept în obraz, de față cu slugile sale și cu alți oameni ce se aflau atunci la curte, încât am crezut că a căzut cerul pe mine de rușine. Ba încă m-a și amenințat că altă dată, de mi-a mai călca piciorul în ograda boierească, are să poruncească să mă întindă la scară și să mă bată cu biciul. Și cu rânduiala asta, măria ta, în câțiva ani de zile, m-a calicit cu desăvârșire și mi-a ridicat și cinstea, care pentru mine a fost cel mai scump lucru.
cu zavod asta neclintit și s-a uitat țintă la moșul Ioan Roată cât a vorbit el. Și când a isprăvit, Vodă i-a pus două fișicuri de Napoleon în mână, zicându-i cu bunătate: ține, moș Ioane, acest mic dar de la mine și întâmpină-ți nevoia de azi pe mâine cum te-a luminat cel de sus. Iar pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu, căci el nu bate cu ciomagul. Lui moș Ioan Roată i se umplură din nou ochii de lacrimi și, sărutând mâna lui Vodă ca semn de mulțumire, zice oftând: dar cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne măria ta? Cu rușinea, ia că așa rămâne, moș Ioane, zise Cuza Vodă, sărutându-l pe un obraz și pe altul în fața mulțimii adunate acolo. Du-te și spune sătenilor dumitale, moș Ioane, că pe unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a șters rușinea. Sursa acestor informații o reprezintă operele complete ale lui Ion Creangă, apărute la Institutul de Arte Grafice și Editură Minerva, București, 1906.